La primăria din Cernavoda au avut loc percheziții. Procurorii au verificat documentele ce vizează modul în care au fost cheltuiți banii publici. În ceea ce privește contractele semnate, primarul Gheorghe Hânsa declară că nu a făcut nicio eroare. A fost o reclamație sau mai multe, nu-mi dau seama. De fapt, sunt multe reclamații, dar la una dintre ele erau reclamații că s-ar fi cheltuit banii în afara legii. Mă rog, reclamația avea un număr impresionant de puncte. După ce au venit cei care controlează la noi, au rămas vreo 3 puncte neclare și ne-au cerut documente pentru a răspunde la aceste acuzații din partea unor oameni care nu sunt mulțumiți de activitatea noastră. În plus, Gheorghe Hânsa a fost dat în judecată de o femeie din Cernavodă care susține că apa potabilă a fost otrăvită și din această cauză s-a îmbolnăvit. O doamnă care a reclamat că vreo 23 de cernavodeni, începând cu mine în cap de listă, că sunt cel mai cunoscut, i-am otrăvit apa de acasă și de aceea este dumneai bolnavă. Primarul din Cernavodă este acuzat de procurori de abuz în serviciu pe legea 78 din 2000, adică fapte similare celor de corupție.